Astăzi, în județul Argeș, temperaturile maxime au fost cuprinse între 25 și 30 de grade Celsius, iar întreaga săptămână se va menține această tendință, valorile termice fiind cele normale pentru această perioadă din an. De mâine așteptăm ca mercurul termometrului să urce către 31-32 de grade Celsius în jumătatea sudică a județului și nu vor fi sub 27 de grade Celsius în zona subcarpatică. De asemenea, nopțile vor fi cu valori termice plăcute, în general între 16 și 19 grade Celsius, de asemenea cu cele mai ridicate valori în partea sudică a județului, dar nu scăpăm totuși de instabilitatea atmosferică. Chiar dacă vremea va fi frumoasă săptămâna aceasta, meteorologii au și o veste proastă. Nu scăpăm de instabilitatea atmosferică. Instabilitatea atmosferică care se va manifesta prin înnorări temporare cu precădere după amiezile și serile, și deocamdată în prima jumătate a săptămânii va fi această instabilitate atmosferică, mai ales în partea sudică a județului, inclusiv zona litoralului, norări care se determină, evident, ploi de scurtă durată, descărcări electrice, intensificări trecătoare de vânt și condiții de grindină pe alocuri. Cea mai ridicată temperatură înregistrată în România în luna iulie a fost în anul 1939, 39,6 grade Celsius, iar cea mai scăzută în 1962, 5,9 grade Celsius.